Dragi prieteni, suntem într-o nouă vizită, într-o capitală europeană, acolo unde vrem să transmitem, mesajele jurnaliștilor de la Chișinău, care s-au trezit peste noapte după un abuz al puterii, cu licența suspendată a televiziunilor care și-au permis, în opinia guvernării, să critique ceea ce se întâmplă în Chișinău. Aici suntem un grup de jurnaliști care milităm pentru libertățile de pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea presei în Republica Moldova, o Republică Moldova care se vrea un stat european, o Republică Moldova cu un președinte care și o guvernare care au promis respectarea valorilor europene. Din păcate, asta nu se întâmplă, o arată și multe sondaje în care moldovenii spun că Republica Moldova a luat-o pe o cale total greșită. Noi vom continua lupta pentru libertatea presei în Republica Moldova, noi vom continua lupta pentru fiecare jurnalist care vrea să-și facă meseria în țara noastră, o țară pe care încă o vedem pe calea europeană și nu pe calea unei dictaturi impuse de guvernarea de la Chișinău. Ne aflăm la Bruxelles acum cu o echipă de jurnaliști pentru a arăta comunității europene fără de legile care se întâmplă în Republica Moldova, vis-a-vis de libertatea presei și libertatea de exprimare într-o țară democratică care se vrea membru al Uniunii Europene.